Peste 1 milion de persoane au primit ordin de evacuare din cauza naturii dezlănțuite care în numai 24 de ore din furtuna tropicală Florence s-a transformat într-un uragan de categoria 4 și amenință coasta estică a Americii, unde urmează să ajungă miercuri seara. Vântul are deja o viteză de 220 de km pe oră, iar forța uraganului va crește în zilele următoare. Mai mult, la trecerea de pe ocean pe uscat, ploile vor fi torențiale și vor putea provoca inundații majore. Din primele informații, cele mai afectate zone vor fi Carolina de Sud și de Nord, în ultima fiind dislocați sute de soldați și salvatori. Totodată, în statul Virginia, Marina Militară și-a trimis pe mare aproape 30 de nave pentru a evita pagubele. Anul trecut, uraganul Harvey a omorât 68 de americani și a produs pagube de aproximativ 1,25 de miliarde de dolari.